Astăzi, deputatul Marius Bodea, împreună cu echipa de consilieri locale ai PNL Iași, au susținut o conferință de presă în fața Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moesil. Și asta după ce Ministerul Educației a confirmat că 12 unități școlare din municipiul Iași nu au avizul de la ISU pentru funcționare, în urma unei interpelări făcute de deputatul Marius Bodea. Liberalul a subliniat că 7.000 din cei 32.000 de elevi ai Iașului nu sunt în siguranță la școală. Unitățile de învățământ nu au avizul necesar. Acel aviz presupune că în respectiva clădire există capacitățile necesare, capabilitățile necesare pentru a fi stins un incendiu în caz în care acesta se produce. Lipsa lui arată că nu există această siguranță. Este absolut o nebunie ce se întâmplă. Repet, 7.000 din cei 32 de elevi ai Iașului sunt în unități de învățământ care nu au autorizație ISU. Este extrem de grav. Deputatul liberal susține că autoritățile locale sunt cele care trebuie să asigure investițiile în infrastructura școlară, dar la Iași banii sunt cheltuiți irresponsabil, pe lucruri fără utilitate reală. Vedem de fapt că în realitate prioritățile statului, administrației publice locale, în loc să fie îndreptate în cheltuirea banului public, la asta mă refer, pe infrastructură, pe mediu, pe sănătate, pe educație, banii sunt cheltuiți, așa cum vedeți aici, pe catarge de 200.000 de euro, pe cai frumoși care stau 90% din timp în graj, nu-i vede nimeni, îi scoatem doar la sărbători, pe un soclu care costă peste 200.000 de euro și va fi montat în fața primăriei pentru a se monta acolo un bust și pot continua, sute de mii de euro pe niște toalete automate, majoritatea stau închise că nu au utilități, pot continua. Ei, asta este de fapt una din realitățile cu care se confruntă astăzi Iașul. Iașul nu este un municipiu sărac care să se plângă că nu are bani pentru a rezolva probleme. Primăria se ocupă cu totul alte lucruri, ați văzut și dumneavoastră, și sunt ferm convins că dacă dumneavoastră faceți un sondaj printre părinții care au copii, spre exemplu, la liceul de informatică sau în alte părți, în oricare din cele 12 locuri, vă garantez că nu cred că 1% dintre aceștia cunosc faptul că ai lor copii învață într-un loc care nu este protejat, într-o situație neplăcută cum ar fi un incendiu. Echipa liberalilor ieșeni va propune o rectificare bugetară pentru nevoile celor 12 școli care nu au aviz de funcționare de la ISU. Noi vom propune în perioada următoare, ne-am propus să facem întâi o inventariere a lipsurilor și a nevoii de bani pentru toate aceste 12 unități de învățământ. Și în proxima ședință, când avem datele toate gata, vom propune un proiect de rectificare bugetară cu alocarea sumelor necesare pentru rezolvarea imediată acestor probleme, pentru că acestea nu sunt lucruri care merită lăsate pentru anul viitor sau pentru următorii ani. Liberalii au mai adăugat că părinții trebuie să vină de acasă cu bani pentru a asigura educația elevilor în școlile publice ieșene, iar acest lucru este inadmisibil într-un oraș atât de mare ca Iașul.